Echipa antrenată de Victor Pancu a început bine întâlnirea și și-a adjudecat primul set cu scorul de 25-23. Rapidiștii au replicat prin câștigarea actului 2, dar plusul de experiență al voleibaliștilor suceveni și-a spus cuvântul. Albaștrii și-au adjudecat seturile 3 și 4 și s-au impus în final cu scorul de 3-1. Victor Pancu a mizat în partida din capitală pe următorii jucători: Sasu, Pietraru, Huțuleac, Someșan, Ștefură, Giurcă, Orășanu, Gonțariu și Tănasă. În urma acestui succes, CSM Suceava a acumulat 14 puncte și și-a consolidat poziția a treia în clasamentul seriei de Est. În următoarea etapă, echipa suceveană va primi sâmbătă în sala Unirea vizita formației Tomis 2 Constanța.